De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Înainte de a începe, o să votăm pentru procesul verbal din data de 15 ianuarie 2024. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Ei, mulțumesc. În online, domnul Dobrea. Pentru. Și domnul Zarzu. Și domnul Dumitru. Și domnul Dumitru, ne auziți? Da, bună ziua. Bună ziua. Dacă sunteți de acord sau nu pentru procesul verbal din data de 15. De acord. Ok. Intrăm în ordinea de zi. Dacă sunt... Nu-i prezentă, nu. Prezentă o citim după aia. Dacă sunt... Cunoașteți proiectul ordinii de zi? Da. Domnul Dobrea? Da. Domnul Mihai? Da. Domnul Zarzu? Da, și eu. Dacă nu sunt observații la ordinea de zi, o să trecem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Și domnul Zarzu? Pentru și eu. Doamna Sticlaru, ne auziți? Da, bună ziua. Dacă sunteți de acord cu ședința de astăzi. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflației de 10,4% a nivelului redevenților și chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale, având ca obiect concesionarea închirierea terenurilor proprietate publică privată a municipiului Onești pentru anul fiscal 2024. Inițiator, Medina Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Prin comunicatul Institutului Național de Statistică se comunică rata anuală a inflației determinată pe baza indicelui prețului de consum în ultimele 12 luni aferentă anului 2023. Astfel, prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea cu rata inflației a nivelului redevențelor, chiriilor, aferente raporturilor juridice contractuale, având ca obiect concesionarea închirierea terenurilor proprietatea municipiului Onești pentru anul fiscal 2024. Față de aceste considerente, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect. Vă mulțumesc. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Doamna Sticlaru, mă auziți? Se pare că nu. Domnul Zarzu? Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2024 în vederea atribuirii prin închirierea locuințelor pentru tineri tip ANL din municipiul Onești specialiștilor din sănătate. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. În urma verificării și analizei dosarelor depuse de la Primăria municipiului Onești, Comisia Socială de Analiză a Cererilor Solicitanților pentru aprobarea repartizării, atribuirii și întreținerii închirierii locuințelor pentru tineri tip ANL a întocmit lista de solicitări de specialiști în sănătate care îndeplinesc condițiile necesare atribuirii acestor locuințe. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2024. Față de cele expuse, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4.
Comisia numărul 4? Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. În online, domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Doamna Sticlaru, ne auziți? Se pare. Domnul Zarzu? Pentru. A, pentru și doamna Sticlaru. Și domnul Zarzu? Pentru și. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente anului 2024, actualizat cu indicile de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru locuințele de date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Onești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. În baza prevederilor legale, chiria stabilită pentru locuințele date în exploatare prin programele derulate de ANL se actualizează cu rata inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Proiectul de hotărâre propune aprobarea cuantumului chiriei pentru locuințele specificate anterior, actualizat cu rata inflației aferente anului 2024. Față de cele menționate, vă supuneți spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1, avizabare. Comisia numărul 3 avizabare. Și Comisia numărul 4. Comisia numărul favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Mihai? Pentru. Doamna Cerastela? Pentru. Mulțumesc. Domnul Zarzu? Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru anul 2024, actualizat cu indicile de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru locuințele de servici, locuințe din fondul locativ de stat, locuințele sociale din municipiul Olnești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. În baza prevederilor legale și a comunicatului Institutului Național de Statistică, prin care s-a stabilit indicele de inflație pentru anul anterior, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea cuantumului chiriei pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuințele sociale din municipiul Onești, actualizat cu indicele de inflație pe anul 2024. Având în vedere cele menționate, supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1, Comisia numărul 3 și Comisia numărul 4. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul Andronache nu este în sală, dar ok. În online, domnul Dobrea? Pentru. Mulțumesc. Domnul Mihai? Doamna Sticlaru? Pentru. Și domnul Zarzu? Pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normei zilice de hrană pentru beneficiarii căminului pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, numărul 26, municipiul Onești, pentru anul 2024. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar. În baza prevederilor legale anual, Consiliul Local stabilește costul mediu lunar de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii căminului pentru persoane vârstnice din municipiul Onești. Având în vedere modificările legislative care stabilește nivelul minim al alocației zilnice de hrană, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Avizabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4, favorabil. Aici avem și două amendamente. Domnul Cimpăieșu, vreți să prezentați amendamentul? Ok. Domnul secretar?
li se formulează un amendament referitor la articolul 2 din proiectul de hotărâre mai sus menționat, care se va modifica în următoarea formă. Articolul 2. Se stabilește contribuția lunară de întreținere pentru anul 2024 datorată de persoanele vârstnice internate în căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie numărul 26, municipiul Onești, în cuantum de 2000 de lei lună persoană. Aliniatul 2. Diferența de sumă până la 3412,05 lei lună persoană, adică suma de 1412,05 lei lună persoană, se va plăti de la bugetul local al municipiului Onești prin Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Amendamentul are ca motiv faptul că beneficiarii serviciilor oferite de căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie sunt persoane vârstnice din comunitatea locală care constituie o categorie vulnerabilă și cu nevoi particulare. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea amendamentului, supunem la vot cine este pentru. Vă mulțumesc. Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Și domnul Zarzu? Pentru. Vă mulțumesc. Amendamentul numărul 2 nu, e același. Ok. Sunt amendamente comune, iar e o problemă că facem același. Și important este că beneficiază locuitorii orașului de o reducere a contribuții. Să înțeleg că vă retrageți sau nu mai luăm în discuție. Dar nici nu mai are sens să luăm în discuție, pentru că chiar rămas fără obiect, sigur că da. Trecem la vot. Cine este pentru votul proiectului? Discuții pe proiect și vot, da. Ok, mulțumesc. Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Doamna Sticlaru? Pentru. Și domnul Zarzu? Vă mulțumesc. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate a asistenților personal și a persoanelor cu handicap grav în semestrul 2 al anului 2023. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. În temeiul prevederilor legale, Direcția de Asistență Socială din municipiul Onești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate la asistenților personale persoanelor cu handicap grav. Astfel vă spunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 3. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Dobrea? Pentru. Domnul Dumitru? Domnul Dumitru? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Și domnul Zarzu? Pentru. Vă mulțumesc. Nu știu dacă ați luat în considerare că a venit și doamna Pașu și domnul Mărar. Ok. Perfect. Proiect numărul 7, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către Popa Minodora cu domiciliul în Onești, județul Bacău, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 281 din 31.10.2023 privind aprobarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului SECE domeniul public și privat Onești SA, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Proiectul de hotărâre propune soluționarea plângerii prealabile formulate de doamna Popa Minodora împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 281 pe 2023 privind aprobarea coeficientelor de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului DPP Onești SA, pe care o contest în esență prin faptul că prin aprobarea acestor coeficienți conducerea societății a exercitat o politică salarială discriminatorie fără a ține cont de pregătirea profesională aferentă ocupării posturilor. În baza analizei efectuate prin raportul înaintat, compartimentul de specialitate apreciază ca nefondată plângerea și propune respingerea acesteia.
Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează comisia numărul 4. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog. E o chestiune pe care vreau să o subliniez în privința ambelor proiecte, pentru că ambele persoane de la domeniul public și privat știm că au avut litigii și nu unul cu domeniul public și privat și au cam câștigat în instanță. Și DPP-ul a cam pierdut niște bani în instanță pentru că nu a fost atent la modul în care aplică legea în ceea ce privește politica salarială. Cred că și pe viitor acești oameni oricum vor ajunge în instanță, e evident că vor ajunge în instanță atâta timp cât urmează procedura prealabilă. Cred că ar trebui să fie foarte atenți cei de la DPP cu modul în care implementează dispozițiile legale. Eu sunt foarte curioasă de răspunsul pe care îl va da instanța de judecată. Eu cred că și de data asta vor câștiga. Mă pot antepronunța. Mulțumesc. Mulțumesc. Ca să nu înțelegi, coeficiența a fost votată de Consiliul Local. Nu știu. Ședința de 30 de octombrie. Da? Deci nu este bine de pregătire, doar au propus. Nu bine că atunci am avut o am avut discuții. Mulțumesc, alte discuții. Dacă nu trecem la vot, vot secret. Gracias.
Valabile exprimate 17, din care pentru 13, împotrivă 4, 0 abțineri, 0 voturi nume. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către Gheorghiță Robert, cu domiciliul în Onești, județul Bacău, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 281 din 31.10.2023 privind aprobarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază ale SECE domeniului public și privat Onești, sa inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Proiectul de hotărâre propune soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Gheorghiță Robert împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 281 per 2023 privind aprobarea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului SRC domeniul public și privat Onești SAM, pe care o contestă în esență prin faptul că prin aprobarea acestor coeficienți conducerea societății a exercitat o politică salarială discriminatorie fără a ține cont de pregătirea profesională aferentă ocupării posturilor. În baza analizei efectuate, prin raportul înaintat, compartimentul de specialitate apreciază ca nefondată plângerea și propune respingerea acesteia. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează comisia numărul 4. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Vot secret. Am primit.
17, din care pentru 13, împotrivă 4, 0 abțineri, 0 voturi nule. Vă mulțumesc. La microfon, ce crezi la microfon? Ok. Voturi valabile exprimate 17, din care 13 pentru, împotrivă 4, 0 abțineri, 0 voturi nule. Vă mulțumesc. Proiect numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere numărul 1194 din 28.10.2022, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Onești, în baza prevederilor contractuale, domnul Corodescu Neluțu solicită încetarea contractului de închiriere pentru suprafața de 30,23 m² proprietatea Municipiului Onești. Facem mențiunea că solicitantul nu figurează cu debite restante la bugetul local. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. În online, domnul Dobrea. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Doamna Sticlaru. Doamna Sticlaru. Pentru. Mulțumesc.
Domnul Zarzu? Mulțumesc. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 14,26 metri pătrați, situat în municipiul Ionești, Aleea Viitorului numărul 4, cu destinație de sediu Asociație de Locatari. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Prin adresa depusă de președintele Asociației de Locatari, se solicită aprobarea închirierii unui spațiu situat în Aleea Parcului numărul 4, proprietatea municipiului Ionești, cu destinația de sediu Asociației de Locatari. În baza documentației anexate la proiectul de hotărâre, vă supunem spre deliberare și aprobare acest proiect în forma prezentată. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. În online, domnul Dobrea. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Doamna Sticlaru. Pentru. Și domnul Zarzu. Pentru. Mulțumesc. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 315 din 18 decembrie 2023, privind aprobarea dării în administrarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare-primire numărul 17054 din 18.08.2010, partea contractului numărul 16.886 din 18.08.2010 de delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat către SECE Domeniul Public și Privat Onești, ESA. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Prin hotărârea Consiliului Local 315/2023 s-a aprobat darea în administrarea către SECE DPP Onești a unor mijloace fixe și obiecte de inventare. În urma analizei efectuate de către compartimentul de specialitate s-a constatat o eroare materială în cadrul anexei 3, respectiv sintagma 50 de bucăți în loc de 100 de bucăți, așa cum este corect. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea îndreptării erorii materiale constatate. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul Dobrea. Pentru. Domnul Mihai. Pentru. Doamna Sticlaru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumesc. Domnul Zarzu? Pentru. Mulțumesc. Proiect numărul 12. Proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea spectacolului de teatru despre dragoste cu ură la Cinematograful Capitol. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Primăria Municipiului Ionești a inițiat stagiunea teatrală, un proiect care se bucură de câțiva ani de un real succes în rândul oneștenilor. În vederea satisfacerii solicitărilor publicului, se propune desfășurarea spectacolului de teatru despre dragoste cu ură, pe data de 26 februarie, la Cinematograful Capitol, care are în distribuție actori valoroși ai scenei teatrale românești. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnule. Aș rugat pe domnul primar să explice, fiindcă în spațiul public au apărut niște idei de ce dă Consiliul Local, Primăria, bani către artiști când se încasează pe bilete. Eu știu că ce se încasează pe bilete intră în bugetul local, ce probabil noi plătim artiștii. Cred că e tanda pe mandat, dar ar fi bine ca domnul primar să-i explice. Vă rog. Exact așa este. Noi aprobăm cheltuiala pentru achiziția acestor piese pe teatru, iar încasările intră ca și venituri. Că ele sunt prețul la bilete, că am mai auzit și comentarii de felul că sunt cam scumpe, cam ieftine. Prețul biletului acoperă cam socotite în așa fel să acopere valoarea piesei de teatru.
Piesa asta, din câte am înțeles, costă 19.600, încasările, dacă vindem până la ultimul bilet, 20.700. Dacă se vând sau nu toate, dar de principiu se joacă cu casa închisă, nu se dau invitații pentru a elimina și aceste speculații și zvonuri că s-ar intra pe invitații. De când sunt eu primar, nu s-a mai eliberat nicio invitație. Cum? Puteți merge, cereți la direcția economică să vedeți cât s-a încasat la fiecare piesă de teatru. Și atunci puteți face o socoteală foarte simplă să vedeți că totul este... Eu, ca să-mi iau bilet la... Eu nu merg decât cu bilete, îmi trimit om și îmi cumpără bilete la caserie. Nici măcar nu fac rezervare să-mi păstrez eu un bilet. Stă om la coadă și îmi cumpără bilete ca să merg la piesa de teatru. Nu trebuie să zâmbiți, cereți... puteți cere situația încasărilor pentru fiecare piesă de teatru și veți vedea că câte bilete sunt, atâtea se vând. 296 de locuri sunt, când se joacă cu casa închisă, 296 de bilete sunt încasate. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă aveți alte informații, vă rog, demonstrați-o și faceți-o publică. Bun, supunem la vot cine este pentru. Vă mulțumesc. Domnul Dobrea. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Doamna Sticlaru. Doamna Sticlaru. Mai este. Nu mai este. Și domnul Zarzu. Pentru. Vă mulțumesc. Trecem. Vă rog. Pentru semnăturile la referat și la raport, felicitări doamna director și domnului Intenie. Am mai văzut înainte raportul pe care îl faceți cum trebuie. Jos la nume, scrieți doar funcția și numele, fără profesie, fără... De data asta chiar ok. Știți că eu sunt ăla cât de zi zic, da, și când e făcut. Într-adevăr, este un referat făcut cum trebuie de data asta. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Onești cu județul Bacău în vederea finanțării proiectului Finanțarea bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune semnarea unui acord de parteneriat comun între județul Bacău, municipiul Onești, alături de alte 46 de UAT-uri. Obiectivul proiectului îl constituie renovarea, modernizarea și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a 14 biblioteci în vederea transformării în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, precum și dotarea cu echipamente IT a unui număr de 40 de biblioteci. Proiectul integrat este atât de interes local cât și de cel județean, de aceasta beneficiind de atât locuitorii din localitate cât și cei din împrejurim. Față de cele menționate, o supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, să trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Dobrea. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Și domnul Zarzu. Domnul Zarzu. Pentru. Vă mulțumesc. Pentru. Mulțumesc. Proiectul numărul 13. Probleme de interes local diverse. Dacă se înscrie cineva la cuvânt. Astăzi se par... Ok, vă rog, domnul Zarzu. Nu știu dacă doamna Angel este prezentă la ședință. Da, este prezentă, vă aude. Dacă vreau să răspund, dacă tot în cea de două zile s-o sun, dacă se pare că m-a blocat și la telefon. Vreau să știu care este sfatul străzii care duce la... la Cropo. S-a aprobat bugetul acum un an și nu știu care este sfatul. Dacă mă puteți informa proiectare, prin execuție în vreo de cazuri.
la parte de proiectare sau de calcul la ceea ce trebuie făcut acum. Dar s-a mai numărat ceva într-un an de zi. Okay. Este încheiat contract pentru documentație tehnico-economică la fața DALI. Din ce știu, urmează să verific. Uite la microfon, nu s-au de nimic. Da, n-am microfon. Urmează să identificăm fondurile necesare pentru executarea lucrărilor. La acest moment s-a făcut doar documentația tehnico-economică. Ați înțeles? Da, eu o să luat de domnul primar, puteți să dați doamne Angel un telefon de serviciu, de fapt, și apelată și îmi poate doamna să răspundă la telefon. Nu există telefoane de serviciu, doamna. Da, telefon de serviciu, dacă îți bloca și doamna cu toată zi. Nu există telefoane de serviciu și abonamente. Nu există, bun, am înțeles. Ok, atunci înseamnă că nu mai putem comunica cu domnul. A, da, pe mail. V-a spus doamna, aici pare mail-ul oficial și comunicați pe mail. Dacă domnul primar, tot pe mail comunicați cu doamna Angel, ca să știm. Când este pe mail, pe mail, noi discutăm la, în cadrul instituției, nu vorbim pe... Dacă aveți în vedere ca pe viitor, la premierea copiilor care participă la fazele naționale, Nu numai doar cei care iau premiul 1, 2 sau 3 sau ce premiul mai iau dânsii. Vă răspund acum. Hotărârea de Consiliu așa este, cu premierea participanților. Doar că ordonanța, domnul secretar, poate... Mă ascultați, mă lăsați să termin, știu ce... Am înțeles întrebarea și vă și răspund. În urmă cu o ședință sau două am vrut să modificăm regulamentul, doar că regulamentul respectiv nu se putea aplica pentru anul trecut, că era... se putea aplica doar pentru anul viitor, așa că am renunțat la modificarea regulamentului. Folosim, mergem pe regulamentul vechi aprobat de Consiliul Local, doar că... între timp a apărut o ordonanță sau... Da, ordonanța 115 pe 2020. Care nu ne dă voie să premiem. Deci nici nu încape discuții că eu n-aș vrea. Caut între timp soluții să văd dacă găsesc vreo variantă de sponsorizare, să sponsorizăm acești copii. E normal, ei au sperat și și-au pus încrederea că vor primi niște bani. Sper să găsesc variantă de sponsorizare pentru a-i premia pe participanți. Legislația nu ne permite. Dacă dumneavoastră identificați o altă variantă prin care să ocolim legea, nu știu, dar dați-vă seama, eu dau mai mult interesul să găsesc o soluție de a-i premia pe participanți. De asta am și mai lungit un pic acest eveniment. Poate reușesc să găsesc această variantă. Știu că la scolă au avut niște informabile sau, în fapt, școlile au informat primăria, care sunt elevii mediat la nivel național, la faze naționale, atât de mare document, să luați în calcul și poate viitorul regulament și cei care doar participă. Regulamentul este valabil și în regulament spune clar că trebuie spre... În regulament este prins că participanții au premii în dreptul lor. Doar că între timp a apărut o ordonanță care nu ne permite, nu ne dă voie să facem lucrul ăsta, iar pentru a caut soluții, v-am spus, caut soluții de sponsorizări, să venim cu, să facem rost de aceste sume pentru că acești copii să-și primească. Eu sunt primul care pun, fac public 10.000 de lei, îi pun ca și sponsorizare eu pe persoană fizică, aștept să veniți și dumneavoastră, dacă punem, putem face o coletă din partea Consiliului Local și premiem copiii. Unde s-a făcut și calculul, undeva la 36.000, cred că trebuie să se ridică valoarea acestor premii. Încă o dată, eu spun public, 10.000 de lei pun eu. Aștept și din partea dumneavoastră. 5.000. Perfect. Deci avem 15.000, mai trebuie 21 și am rezolvat problema. Dacă îmi permiteți, domnul primar, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Deci, când am avut regulamentul pus să-l vorbim,
Exact amendamentul acesta, mulțumesc domnul Zațu, e foarte mișto cu unii muncesc și unii vin după aceea să-și arate meritele. Exact amendamentul acesta l-am avut depus. Retrăgându-se în proiectul cu regulamentul, automat n-am mai avut cum să discutăm nici acest amendament. Dar vă mulțumesc încă o dată. Înseamnă că nu ocup scaunul acesta de ceva. Încă mai îi muncesc. Asta e. Dacă citeați amendamentul, vedeați. La regulament exact așa a fost. Am dreptat că nu se putea. Dar nu, eu nu contest absolut nimeni. Era un amendament la care ne gândisem și noi și vă astăzi. Ați văzut că am avut amendamente comune. N-am cerut să fim co-inițiator la amendamentul dumneavoastră. V-am lăsat să luați laurii singuri. Noi nu e nicio problemă. Ideea este că, într-adevăr, la acel moment... Sunt învățat să muncesc și după aceea și noastră și colegii de la PSD să luați meritele. Dar toți vă gândiți, dar când vă treziți ca în puiul pe pelea, așa că... Știți cine am gândit? Eu înțeleg ce mai e. Bun, am înțeles ideea, dar acum sunt și alte discuții. Adică facem ce am muncit eu și nimic s-a trecut. Nu auziți că avea și domnul Zartu același amendament? Și noi aveam. Deci nu am vrut să fie rău. A unii n-au trecut mai eu. Și astăzi l-am retras. E simplu. Ați făcut același lucru și anul trecut, domnul Cimpoieșu. Serios. Deci am de discuție în mare. Se mai înscrie nimeni la cuvânt. Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc.